Ne-am întors la Asia Express. Cursa noastră continuă către Cac Curoac. Aproape de capătul aventurii, toți au atins capătul puterilor. Oboseala își pune cuvântul, iar dorința de a câștiga se transformă în tensiune, reproșuri cu aspect de criză, de cuplu. Hai acolo să facem autostop, dacă tu nu vrei. Facem autostop un Ai oprit-o vreuna așa și n-am urcat sau n-a oprit? Păi nu, da, dacă tu stai când stau eu deoparte și stau eu în că m-am enervat și tot ești pe stradă, fă-mi la toate mai mari mașinile. Prea mult, frate. Te enervezi prea mult și vreau să fac prea mult în Păi ce, vreți să mă enervezi și eu stau și eu deoparte? 20 de mașini, eu nu mă enervez niciodată. Tu faci la 4. Ok, eu nu mă enervez niciodată, frate. De 20 de mașini. Am stat o jumătate de oră ca să stai tu la umbră, că erai nervos. Tu nu mai fi nervos, ce Păi eu, mă vezi pe mine nervos? Tu ești ăla nervos. De dimineață, de când plecăm, numai cu supărare. Cu țipete, cu stres. Ce Uite, supărat. Sunt foarte nervos când nu mă odihnesc și că nu mănânc. Andrei e mai docil un pic, dar văd că și el e om, și el a clacat. Păi mă întreb pe mine ce am. Păi tu vrei să fii la cheremul tău? Nu la cheremul meu, îi zic și eu nu trebuie să stai Liviu, tu la cheremul dar, meu. Dar pune locul meu, eu frate. Eu spun un singur lucru pe care tu nu-l înțelegi. Okay, ia când oprești mașinile, le oprești pe toate. Dacă vrei să oprești mașinile, oprești. Dacă nu stai, nu l oprești, dar tu oprești vreuna. Tu ai oprit vreuna. Eu am oprit vreuna. Nu l-ai oprit niciuna. Nu mă, ce ai oprit numai tu mașini? Păi cum să spun eu că n-am oprit mașină? Nu, am zis că n-ai oprit mașină. N-am zis că n-ai oprit mașină. Am spus că oprești eu mașină. Ce ai zis? Ce? Ce vrei să spui? Că mă bâlbâi sau cum? Ești mereu nervos, frate, de dimineață ești nervos. Gata, mă, bă. Mi-a fost frică, e ceea ce am așteptat eu și la Laura și la Genu. Pentru că ei au început foarte în forță și am așteptat momentul în care vor pica să văd cum reacționează. Și au reacționat prost. Prost. Nu și-au revenit. De asta mi-a fost frică mai mult la noi, ca după acea serie bună să nu clacăm. S-a întâmplat. Fiind obișnuiți tot timpul cu primul loc, când am văzut că nu mai reușim să ajungem, ne-a fugit un pic pământul de sub picioare. Și asta a fost momentul nostru. De-aia sunt convins că nu o să țină, pentru că noi suntem bărbați, suntem mai puternici și nu suntem într-o relație de căsnicie. În căsnicie mai derapează lucrurile așa și e greu să... Adică mai... nu trebuie să avem libido ca să ne înțelegem împreună, putem înțelege și fără libido. Asta e ideea. Uită-te, piață! Aici e piață plină de oameni, plină de oameni. Găsim o găină, dă-o masa de găină. No. Ce nu? E cu plante, piață de flori. Am găsit doi chelioși. Ana, am găsit ceva, trecem pe lângă, dacă nu găsim acolo nimic. Bine. Am oprit la un moment dat, la insistențele la Rucăi, să găsim pește. Era... Nu, eu de fapt voiam să găsesc găină acolo în piața aia, pentru că aveam impresia că o să fie sigur ceva. Da, dar era o piață de flori. Da, dar eu am auzit niște găini, să știi, la un moment dat. Do you have any chicken? Chicken. No? E din stomacul meu, se aude. Da, e da, de rățușca. Da. Păi cred că și la mine, gen, se aude. Da, da, așa. De acolo. You have fish? You have fish? Aici, Ana. Here. Ideea este că sunt toți vii peștii ăștia. Să ne scoată unul. Hai, come here. Unul come mare. Here. Sit here. Okay, stay here. Hai mai repede, că pleacă ăștia. Stay here. Cât sunt? Păi să vină încoace. Hey, come here. Come. Nu trebuie să ne scoată ăsta, uite, mort. Oh, can we take this? Can we take this? Ah, nu e mort, e milă de el. Hai. Ideea este că am găsit un pește viu, care era Finding Nemo. Era ceva pește mic. Nu zicea nici ce mărime, nici viu, nici mort, nici prăjit, nu zicea. Cum trebuie să fie pește? Trebuie să fie un pește la tine în mână, împreună cu 6 localnici, să stăm toți și să zâmbim. Thank you so much. Vezi un chelios pe aici? Nu, hai că avem destule. Auzi, dar ce ai de ăștia așa nervoasă? Că mi se pare că ai pierdut vremea. Ai pierdut vremea? Da. Bun, și unde mai găseai să mai faci poză? Că deja chiar mă enervezi acum. În piață. M-a încertat un pic cu Ana, că repede a pierdut timp. Continu, când faci ea, are ea, pleare ea pe alei câteodată. Ai stat fix 5 minute aici, n-ai stat mai mult. Am pierdut timpul, am pierdut un rahat. Trebuie să te mai enervezi și eu puțin. Da, e ok, nicio problemă. Ne-am urcat repede în mașină și dă-i direct către Gina. Concurenții trebuie să se prezinte la punctul de control cu 4 fotografii zâmbărețe făcute corect, iar o a 5-a fotografie se va face pe loc cu Gina zâmbind. Continuăm bucuroși călătoria prin Thailanda, țara zâmbetelor. Sper că simpaticii mei s-au distrat împreună cu oamenii din autobuz, cu femeile însărcinate, cu fanii rock'n'roll sau pescarii întâlniți pe traseu. Îi aștept cu dovada. Doar primele două perechi care ajung la punctul de control pot participa la întrecerea pentru amuleta de 2000 de euro. Dar vii aștept să mă facă să râd.
Hello, hello! Uite, asta n-are dinți! Uite, astea două, gata! Oh, ca... Victorie! Smile, să smile, smile! În cealaltă se vede. Fă-i să se vadă! Săracele, îți dai seama că lor le băbuțele acestea fără dinți, le era rușine să zâmbească. Le ziceam poză, picture, smile. Îți dai seama, atunci îi se activa în creierașul lor că ele de fapt n-au dinți și aduceau aminte și așa. Dar te-ai luat cu cameră de luat, vedești? Nu e nicio problemă. Zâmbeau până la urechi. Au făcut și semnul de până la urmă am găsit, da, și-au făcut, am poze, bine. Vine, am găsit pește crud, crudo! Așa, și cât se crește, 6 oameni? Da. Hai, adună-le și tu, te rog eu din suflet. Mister, come here, a little bit. Uite, iau și pe aia. Come. One picture, ok? Picture. One picture all together for TV. One, two, three, four. No, yes. Come, picture. Și că ești retardat. Să facem poze. Înțelegi, zic, să împușcăm 7 iepuri într-o dată. Că acolo găsim variante. Acolo era paletă pe știința. Pește, găină... Pui mei, să faci poza cu găină într-un magazin de aur. Ce-am zis că să terminăm bâlciul ăsta. Dă-te din poză, dă-te! Dă-te din poză! A? Dă-te cu acoperi pe aia și nu se vede că păi simți. Păi du-te tu să faci poză, mâncați-te și hai, du-te cu ele să fac eu ție poză. Ha. Așa. O acoperi, le acoperai pe alea două, nu se vedea niciuna. Hai. Sirop, panicăția, apar n-aveau. Una se ascundea după cealaltă, nu se vedea în poze. Am zis, păi sunt patru, unde sunt cinci? Aia se ascundea după cealaltă. Ne face poza la autobuz, hai. Hai că sunt 10. Smile, please, smile, smile. Yes. Se văd? Nu văd nimic? Deci mai avem 3 poze de făcut. Și am zis, dacă tot suntem în piață, să terminăm cu pozele. Eu personal am crezut că acolo unde am ajuns noi la Stegulețe, acolo se joacă amuleta. Asta eu vă aștept punct de control aici, care noi suntem... Nu, stai. Eu vă aștept punct de control din piață Bangkok, Petkok, Croat, pe autostradă spre Saraburi. Aici trebuie să mergem. Yeah. Eu așa m-am gândit, adică eu n-am înțeles că noi trebuie să mergem în altă parte undeva. Aoleo, Daniel, o hotărăște de unde mergi. Uite, de pe asta. 20. 25. De nu, deja era zis că era strada noastră. A mea și Daniele, adică deja oprem câte 5. Unde mergeți? La toți. Semne. Da, e 5, eu 5 mașini. Vreo 25 de mașini, cred că. Niciuna nu mergea acolo, nu știu ce s-a întâmplat. M-a ajuns să mă rog de ei, băgam ea și picioarele că vine să le dau cu ceva în cap. Deci nu-i mai halesc. Eram, adică știi, chiar unei, doamne, dar chiar nimeni nu merge, nu știu. Într-un final am găsit un tuk-tuk taxi care a fost singurul. El a fost singurul care a vrut să ne ducă. Și oricum nu erau foarte mulți kilometri, erau vreo 17 kilometri. La Gina trebuie să avem totul 10 poze? Nu. Ai ajuta toate cele 10. Punctul de control 4 scrie. Deci noi după ce am făcut ăsta karaoke, noi trebuia să plecăm direct spre ea. Da, pentru că în ajuta aia trebuie să avem toate cele 10 fotografii. Mâine, adică. Dar dacă te-ai concentrat și tu odată în jocul ăsta, ar înțelege mai multe lucruri. Dar eu m-am concentrat, chiar m-am concentrat. Și ce ai înțeles că te-ai concentrat? Ți-am spus și am înțeles. Păi după cât timp? După 7 ore? Păi dacă tu ai zis să facem poze, n-ai zis tu să facem poze? Tu înțelegi unde suntem, tu înțelegi ce facem. Păi nici măcar nu știe asta, vreau să spun. Ce să știu? Că se joacă amuleta în altă parte. Eu am crezut că amuleta se joacă aici. Deci când faci echipă, e făcută din doi oameni, nu dintr-un singur. Deci noi unde mergem acum? Care e destinația? Eu nu înțeleg. La punctul de control, din piața Banco, așa, spre Saraburi. Așa, și ce scrie? Se scrie acolo că când ai citit tu acolo la așa, scrie că doar două echipe ajuns să joacă amuleta. Așa. A scris sau nu? Ce se mai scrie acolo? Păi și ce? Nimic. Tu nici nu știi măcar unde noi mergem acum. Dacă eu nu spuneam că se joacă amuleta, tu habar n-aveai. Tu ai spus că se joacă mâine amuleta. Tu și nebuna? Tu ai spus că se joacă mâine amuleta, da. Și nu, așa ai spus, n-ai spus tu. Eu am spus că acum se joacă amuleta. Lucrurile astea subtile eu nu înțeleg, adică eu trebuie să stau efectiv să citesc, ca să-mi intre în cap. Nu înțeleg efectiv și atunci mă bazez pe ea. Ai spus să facem poze și să mergem înapoi la piața acolo. Unde ne-am dus prima oară, n-ai zis unde-i steagul, unde-i steagul? Da, nu că stai steagul. Și eu mi-am dat seama că e aici, după aia. Tu habar n-ai, asta vreau să spun. Și dacă vreau să te întreb ceva, tu nu poți să-mi dai niciun sfat pentru că tu nu știi. Tu nu te concentrezi nici o secundă. Asta vreau să zic.
Frate, am venit până aici, am rezistat atâta, fără mișto, fără nimic. Acum băi, vă dați seama dacă e acum dat totul. Ideea este asta, că tu nici acolo aici nu știai ce faci și unde suntem și încotro mergem. Asta da, dar eu m-am gândit că trebuie să mergem aici, în piața asta, pe autostrada spre Saraburi. Da, am dat tot, asta e ce pot să fac mai mult, să-mi dupoi pira după mine, să mă, ce fac vreau să fac acum? M-am luat cu toții razna aici, mi-a ieșit bube pe mine, mi-a ieșit bube pe față, eu n-am avut în viața mea bube pe față, acum am bube pe față, de jur, deci n-am avut în viața mea un coș, ceva, acum nu știu, sunt plină de bube, plină de mâncării, mă mâncă toate alea, mi-e rău, deci nu mai pot, am înnebunit de tot, deci nu mai pot, am înnebunit de tot, am... Nu mai știu nimic, adică așa sunt, chiar una, rău. Hello, sunt Noan. Sunt Noan. Sunt Noan. We go with you. We go with you. Thank you, thank you very much. Nu știi niciodată cum... Astăzi a fost o nouă învățătură de minte, ca să-i zic așa, prin faptul că niciodată nu trebuie să cedezi lupta. Eu o știam și întotdeauna am fost așa și întotdeauna mi-am dorit, chiar dacă ajung ultimul, să ajung cu fruntea sus, să trag de mine, să muncesc cât am putut de mult. Oh, you want to go Cockroach? Yes. Okay. Cockroach. Cockroach. You go in that direction? Okay, I will go. Thank you. Where is in Cockroach? It's like it's a contest. It's a contest. Yes? Contest. With another two teams. You will be the first? I don't know yet. Fetița din mașină, de 10 anișori, foarte simpatică și cu o energie atât de bună, o energie extraordinar de... Deci eu m-am calmat instant. How old are you? 10 years old. 10 years old? Oh, you are a big one. You are a big princess, no? What's your name? My name is Liviu. His name is Andrei. What is your name? Lom Nom. Lom Nom. Yes. Lom Nom? Yes. You speak very, very good English. Vorbea engleză la perfecție, vorbea engleză mult mai bine decât noi. Și era foarte inteligentă, foarte scripea. Exact, scripea. What do you want to do when you are bigger? I want to be a lawyer. Oh, good. Avea educație. E foarte frumos să găsești un copil aici, unde toți copiii, cel puțin în zonele în care am fost noi, sunt copii relativ inhibați de noi. Sunt foarte rușinoși, foarte... Speriați. Da, o lipsă de comunicare. Să găsești un copil atât de deștept, atât de inteligent, atât de sclipitor. Everybody got a prize. I wonder how to sleep at night. When the sales come first and the truth comes second, just tough for me to ask. Smile, for everybody's so serious. Every so damn and serious. Got change on your eyes on the hill so high that you can't even have a good time. Yeah, good. Fetița aia a fost ca un înger pentru noi. Când ne-am calmat așa, ne-am ajuns amândoi cu picioarele pe pământ și am zis, bă, wow, ce facem? Acolo nu mai puteai să fii nervos în situația aia. În toată discuția aia și în toată bucuria ei, ne-a spus cumva, băi, sunteți doi proști, nu vă mai certați, luați-o așa ca atare și continuați cursa așa cum trebuie. Că e păcat că am ajuns până aici. You get to Thailand and then you come correct? Excuse me? Bangkok and then... No, the Bangkok is the final. Final. It's the final destination. Oh. Aveam 4 poze și ne mai trebuia încă una când ajungeam la ea. O aveam pregătită pe asta să mergem să o gândilăm. Da. Gina! Gina, zâmbește! Zâmbește! Ești în orașul zâmbetelor? Eu am zâmbit până acum. Gina ne-a primit foarte serioasă. Și nici nu voia să zâmbească. Nu voia să zâmbească nicio culoare. Am făcut pozele. Ce poze? Te bucuri? Am făcut pozele. Te bucuri că am făcut pozele? Am făcut multe poze. Nu am făcut. Da, bine, m-am deșteptat pe parcurs și am zis, gâdilo. Ia! Și acum poză. Hai! Gâdilo repede. Am gâdilat, o a zâmbit și am făcut poze. Deci aveam 5 poze. Ia să văd, ce poze ați mai făcut? Avem 5 în total. Păi așa trebuie. Așa. Îi vezi și pe ăștia oameni mulți, ăștia 20, sunt 5. 20, ăștia sunt 5 și 5 și înainte erau 20.
Foarte frumos. Ah, scuze, ne-am dus noi. Știți că doar primele două perechi ajunse aici se întrec pentru amulete și pentru bonus. Voi a câta pereche credeți că sunteți? Nu știm. Vă arăt imediat. Surpriza vine în momentul în care se deschide caietul magic. E imprevizibilă, Gina. Ce scrie? Scrie nume. Bravo. Doar nume. Nimic. Și noi urmam după nume. Adică erau primele. Doamne. S-am început și noi să ajungem primele la amuletele, că îmi place treaba asta. Nu, eu cred că am început să ajungem primele peste tot. Fetelor, trebuie să alegeți roșu sau albastru. Roșu. Da, capul ei. Ne poartă noroc. Și am câștigat amuleta. Nu te cred. Fiți atente. În seara asta, trebuie să vă antrenați. Ok. Pentru că vă veți lupta în ring. Deci trebuie să vă antrenați în seara asta. Da. Pentru că veți sta la cineva? O familie și care se va ocupa de antrenamentele voastre. Ah, ok. Da? Pa, fata mea. Sunt foarte mândră de noi. Și eu. Let's find the flag. This is the flag. I don't know that. Trebuie să mai facem două poze. Mi-a dat un imbolt așa, mi-a dat un... Yeah, s-a bucurat atât de tare când a văzut steagul. A zis, uite, repede. Șoferița vrea să oprească înainte. Și a zis, nu, du-i până acolo. Aproape că ne-a băgat cu capul steag. Adică fetița aia ne-a făcut ziua. Thank you. Am ajuns. Au venit în spatele nostru. Când am ajuns la steag și am văzut că în urma noastră, la câteva secunde, nu știu, jumătate de minut, cred că la 30 de secunde, am văzut un tuk-tuk și în el era cameramanul și fetele. Vica cu... Da, și când am văzut, am zis, uite-mă, că totuși lucrurile nu sunt pierdute niciodată aici și că nu știi niciodată care unde se încurcă. Ai în piață ceva cu ăștia, cu mulți. Cu mâna în sus, cu ceva, cu piciorul, era ceva. Două femei fără dinți. Hai în piață. E restricție mare să spui pe picioare, te rog, da. Deja au fost discuții. Trebuia să-mi ziceți că-mi luam numai plovere la mine. Îmi scad de cota aici, mie. Ai înțeles? La templele astea. Ce facem acum? Pe aici. Hai. Băieții au intrat după steag, au ieșit. Și nu am înțeles de ce au plecat atât de repede. Hello. Asta n-are. Ia-o. N-are, trebuie două. Please, want to make a photo with us? În piață ne-a fost un pic cam greu cu pozele, după ce am ajuns la al doilea punct de control. Miss, come here. Am făcut cu două doamne care n-aveau dinți în gură. Una zâmbea, alta nu zâmbea, cred că știa că n-are dinți. Oricum zâmbeau așa. Dar le-am făcut 100 de poze ca să nu zică lumea că nu le-am făcut poze. Hai mă să găsim doi chelioși, nu găsim doi chelioși aici? Uite unul acolo și tu, hai, du-te și tu. Rock and roll, like this. Hello, mister. Hello. You want to see, like this. In a picture. Like this. Yeah, așa. Hey. Nu, asta așa. Yeah. Ce să mai? Cu peștele. Cu peștele am făcut. Am adunat lumea mare ca cu peștele. A băgat, l-am putem mușca peștele. Hai, cerci! Opa! Trebuie să fac o poză cu un pește, să ținem toți 5 de pește și să 5 localnici să zâmbim. And smile. S-a făcut. Thank you. Am făcut poză cu doamna însărcinată. But your hand, to stay like this. Because the child, he come like this, like belly, you know? You put. Avea doi copii. Ce poate? Doi copii și era din nou embarasat dacă i-am văzut burtica și el am rugat pe domnul să pună una pe burtică și a făcut poză. Where to find the chicken. Trebuie să facem o poză cu o găină, n-am găsit găina aia deloc. Bă, nene, nu găsim o găină aici, nebun? Mamă, cred că-s gustoase rău de tot asta. Cred că mor direct.
Uite-o încoa! Okay. Yeah! Yeah! Până la urmă am găsit-o. Please, only for a picture, for a picture. Noi am găsit o găină, dar era golaș. Să nu creadă cineva că era moartă. Nu era moartă, dar era golaș. Nu era golaș. Era epilată, era epilată. Ieșise de la salon, ci că avea ceva cu mine de seară. Nu știu ce-i făceau. Da. Și cu capul în jos așa, un pic, cu milă. Eu am ținut capul, am zis, păi, nu fi... Umilă, umilă. Stai frumos, jos, jos. Ce faceți? Bine. Sunteți supărate? Foarte obosită, nu mai putem. Ce faceți? Deci nu mai pot, mă dor genunchii, mă dor toate astea. Ați făcut pozele? Da. 10 toate am făcut pe 10. Nu cred. Da. Jur! Deci nu cred, dă să văd, dă să văd. Uite, asta e cu ăștia, cu Chelioșii. Da. Babe Faraday s-a făcut 4. Asta e cu găina, într-un moment. Nu vrea să zâmbească. Magazin de bijuterii cu găina. 3. Ai cu peștele. Taxiul și cu gravidă. Și cu gravidă, mă, nu știu mai gravidă. Nu, e ieșit în cale, așa. O, e semn bun. Doamne ferește. Pentru Daniela, poate. Pe aici până azi am găsesc un ciunghiuț de ăsta. Ce drăguț. Și picioare, și într-un picior. Da. Și asta pentru mine? Da, era pentru tine. Și cine era asta? Da, trebuie să faceți una cu mine râzând. Râzând, hai. Să faci din asta, mișcă-te ca șarpele. Hai, facem un selfie. Da. Inițial. Hai, bagă-să. Vă pup, fanii mei. Mamă, n-am din, cum... De festivatare și din... Cum îi ziceam? Ești la gust, să mă râd! N-am gust să mă râd. Nu mai nimic, nu? Răpăcită Daniela și Iubica. A câta pereche credeți că sunteți? Când mă vrea Dumnezeu, mă. Și Dumnezeu cum crezi că vrea acum? Mila. A doua. A, nu, că ai venit, nu, nu semnezi. Nu, a doua, ba da. Nu, 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 i-am văzut-o, nu, nu, nu. Că nu vor ei să joacă. Nu, 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 trebuie să nu, nu, gata, 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 au sărit ei, noi n-am sărit. Ați sărit? Mamă, bandiților, ăștia doi sunt niște bandiți și jumătate. Deci ei ne-au lăsat pe noi și au venit după, fix după noi. Știți de ce n-au mai vrut ele să semneze Condica? El a fost frică înainte de ce am ieșit noi din templu. Noi ieșim din templu că nu aveam pozele. Ele când noi intrau, noi ieșeam în fugă. Și el a văzut că noi ne-am semnat acolo și au zis așa, știu ceva de probă. Au aflat că e ceva de cu ceva cu paianjen cu cotare. Și a zis, mamă, ăștia nu sunt proști de au plecat ei. Nu joc amuleta asta, este nici pentru nimic în lume. Păi, dar nu e regulă după noi. Nu vreau, vreau nevoie de psiholog, nu vreau să... Eram foarte obosită. Am nevoie de psiholog, pe bune, sunt cu psihicul frat. Și vreau să nu pot asta. Vica nu vrea să sară, că ea nu mai vrea la amuletă, că ea nu mai gata, ea trebuie, că ei trebuie psiholog. Și Cruduța la un moment dat a început să țipă că ei nu-i trebuie psiholog, ei trebuie un psihiatru. Ce să vezi, știe toată lumea. Cred că nu știe ce înseamnă psihiatru și vreau un psiholog la care e Cudruța, eu vreau un psihiatru. Da. Decât să te faci de râs, mai bine să lași pe altul să facă. Sincer, nu-mi place nici să mă văd în starea tâmpită, nici să nu mă văd în postazele proaste și așa m-am văzut destule. Nici noi nu înțelegem asta, cu ajungi primul și nu mai vrei amuletă. Nu vrei să te umilești, nu vrei să te zgâri. Bă, dar unde sunt reguluri când ai ajuns cu colegul tău, cu partenerul tău sau cu partenera ta pe covorul roșu? Ăla ești. Să semnezi. Semnezi eu și Jucă. Așa. Șcăria, așa. Crudu Daniela, Crudu da, alias. Ne-am făcut atât 10 poze. Noi n-am făcut poze. Semnezi. Noi n-am decât 2. Și fiți atente, fetelor. Pentru mâine o să vă dau așa ceva. Oh, da. Se numește Muay Thai. A, eu am făcut. Mă tai. Am făcut eu în Thailand. Da, așa, ai făcut? Da. O, în seara asta veți rămâne la o familie, unde vă veți și antrena. Uh-huh. Mâine o să avem amuletă cu fete și avem șanse 50-50 să câștigăm și noi amuleta. Ne vedem mai încolo? Super. Da? Câți bani e amuleta? Eee, tu te bați cu Raluca, da. Eu cu Ana, da? Da. Hai. Deci ele nu și-au dat seama până în momentul de față că au trecut prin această emisiune ca rața până lac, ca lebăda până mocirlă, că lebăda aia de-a mâncat-o până ciorbă. Nu, că nu se mănâncă lebăda, mă. Nu se mănâncă? Eu am auzit că se mănâncă, am mâncat unii pe Austria. Și când au realizat că sunt aproape de final, au zis, ia, stai așa că e posibil. Hei, dă-mi pic, Ginuța. Da. Ia răzăși tu un pic aici și la noi. Nu, te-ți faci selfie cu mine. Selfie? Da, cu mine răzând. Hai, nu te forța. Nu pot. Sunt în Thailanda, n-am cum să stau serioasă. Sunt în Thailanda, nu am cum să stau serioasă. Toți oamenii zâmbesc pe aici.
aici. Am făcut-o, da? Prima poză. Gina, Zâmbin, check, da? Da. Așa, următoarea. Gina Zâmbin, Gina Zâmbin, un parc. Peștele. Da, peștele Zâmbin. Da. Doi chelioși cu rock and roll. Două babe, cinci, fără dinți, uite-le. Cinci? Două babe, am găsit doar trei. Fără dinți, taximetrist cu pălărie în fața taxiului. Da, nice. Cinci locanici într-un picior, da, cu mine. Și pentru tine asta. Am făcut o bonus track. Jocul ăsta și spectacolul ăsta în care suntem noi aici îți aduce tot timpul surprize. Deși credeam că am plecat cu... avem o oră în urma tuturor, iată că la punctul terminus, dacă aveam și pozele făcute, terminam chiar înaintea fetelor și reușeam să intrăm la amuletă. De asta e foarte bine că ni s-a întâmplat astăzi chestia asta și nu mai târziu sau poate și mai devreme. Și s-a întâmplat la Vundragon să avem roșu, surpriza să-l vedem pe la sau roșu, poate într-o prostie. Cine și așterne? Cum își așterne? Așa, doamne. Era o vorbă. Era, dar nu la așa. Nu se pune că cine își așterne doarme pe grăsime. Te rog, amică, să nu vii tu sacul. Știi? Aia. Baba țipă, moșul... Peștele Absarmau. Ăla-i. Peștele pute... pute porcul în cherăstrea okay. Și baba... ghiși ciupercăcei. E peste deasupra ta. Oricum, la nuvele de astea este foarte mult. La ghicitori? Numărul 1. Nuvele, mă, nu-s ghicitori. Nuvele? Ok. Nu trebuie să fii mureșanu ca să știi că Muay Thai înseamnă box tailandez. Acest sport spectaculos a fost popularizat în sport sângeros de colegul Jacques Vartan. Supranumit și lupta celor 8 arme. Pum, picioare, genunchi, coate. Este sport național în Thailanda și este studiat de mic. Not fair play. Fetele au o cazare asigurată la două familii care le vor învăța câteva secrete ale boxului thailandez. Hello! Hello! Hello. Oh, thank you! Cealaltă! 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 Rocky Balboa! Thank am you ajuns so la much. La casă, thank you! Am ajuns la familie și am fost întâmpinate de doi băieți. Unul dintre ei era antrenor, din câte am observat, iar celălalt era băiatul care ne arăta ce trebuie să facem. Thai boxing. Thai wow. Boxing, okay. It's hard? We gonna get hurt? Like this, but... Yeah? No? No, 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 oh, okay. No. Eu nu m-am bătut niciodată cu nimeni. Păi foarte rău. Da, îmi pare rău. Tomorrow we have competition. And we have to be the best. And we have to win some money, a lot of money, if we win, you know, at this game. Sunt doi băieți singuri acasă, deci efectiv mi-a revenit zâmbetul pe buze când i-am văzut. Vrei să te mint? Come, I want to show you my house, please, come, please. It's a living room, this is TV. Da, îmi place unde dormim în seara asta. Oh, ce mișto camera! Mamă, n-am mai oh, știut nice. Așa bine, nu mai știu când. Foarte mișto. Oh, și ghicie, da, ghicie, sunt doar doi băieți. Și uite, sunt singuri acasă. You where you sleep, here? Yeah, you here?
Ne păzește. Ok, go toilet. Hai că ne trimitește la toaletă, poate. Cred că, nu știu, n-am mâncat bine astăzi. Yeah! Wow! Era foarte curat în casă. Totul strălucea, tot... Da, era foarte curat în casă față de ce am văzut noi, în general, prin Asia. Chiar era, da, foarte, era curat. Foarte curat. Și ne-am bucurat pentru că urma să dormim acolo. Uite cum s-a noptat și... Și nimic. Iar n-avem cazare. Noi mergem de ceva timp, dacă știți. Să ne spună protecția copilului dacă e în regulă ca noi doi să fim pe stradă fără cazare la ora asta. Și să autosesizeze. Uite un câine. Când vezi câini, sunt și stăpâni, clar. Hello, miss. Care miss? Că nici care miss? Că nu pare nimic aici. Te nu intra, că te mănâncă câinii. Hello. Hello. Săr, săr, mis, mis, nimic, niște casă câini. Mare, casă mare, poartă frumoasă, am zis, mamă, a dat norocul peste noi. Ce să vezi? Nimeni. Și îmi plac geamurile, sunt foarte frumos făcute, vezi? Ori se uită prin zăbrelele alea și nu vezi. Când vede și, becul aprins. Și când văd becul aprins și ce a venit poliția, ne-a luat bagă ascult de copii. Vedeți simpatic, chelios, așa? Da. Zic, gata, a scăpat de la pușcărie. Cineva ne caută. Cine calcă pe aici, s-a mirlit. Și am ajuns la un domn cu lumina aprinsă. Bate, bate, nimic. Bate, bate, cine, bate, inima. Seara. Suntem un fel de cireșari. Știi pe cireșari? Ăia, de până urmă, cu spate și plecau degeaba. Bate și nu-ți răspunde. Oricum, oamenii primii toți. Anybody home? Sunt cam mulți în casă după papuci. Cred că-s vă... 16. 16. Mister, hello. And goodbye. Erau toți în casă? Și ce bine că ne-am oprit în satul ăsta populat așa. Da, păi e full, e oricum. Dar se vede după câte mașini intră. Intră, ies. Ajung cu Andrei pe un drum lăutarnic. Pe un lăutarnic? Pe un drum mai pustiu așa. Hai să dăm cu bani, în ce parte o luăm? Încolo sau încolo? Vă zic să terminăm partea asta. Una, două, trei. E o casă mare, frumoasă. Aia nu e casă, e benzinerie, nu. Păi și casa aia din spatea cui o fi? Uite, e afară, e afară, e afară. Nu o pierde pe asta, că e nasoală treaba, că dacă o vezi afară, că tăbăr pe aia. Tăbăr pe aia, că vezi că și ochii mirați. Noi am început să-i vedem ochii, deși sunt așa, noi vedem ochii mirați. Când sunt mirați, păi... Miss! We are from Romania, hello! Romania, hello! And we want some place to sleep. To sleep patient. Exact, exact ce spuneți noastră. Noi când mergeam pe drum am zis, mățână haia, dacă nu e de somn, e de jale. Ce să vezi? Doamna stătea în prispă, cealaltă a venit, ne-a întâmpinat, noi am zis, vrem să sleep, ia, ia, ia. Noi ne-am obișnuit cum e cu daul ăsta. Noi și ea la volan fac la fel. Și trec mai departe, înțelegi? La ei e o chestie de te-am văzut, dar nu mă interesează. În spatele doamnei mai în vârstă, era o doamnă mai puțin în vârstă, dar tot singură. Guess how? You speak English? Come here, miss. Da și mă, n-auzi. Only Thai. Nu diclește nici engleză, nu diclește nici română, nu diclește, cred că, nici tailandeză, dar chichi, slip, slip, slip. Când ne-am dat mai acana, o peisaje. I am with my friend so tired and I want to sleep tonight. No? No, no. No. Please, miss, you want to sleep. No, no, no. We stay only tonight and tomorrow at 6 a.m. we go. No, no, no. No, no, nu poți să ratezi moment. Nu. Noi ne pusesem pe picioare bine, deci nu mai plecam de aici nici împinși. Nu ne-am înțeles bine. Să vorbim corect. Băi, nene, stați un pic. We stay like... Nu ne întindem mult. Ne întindem doar pe 1.60. Please, miss, please, 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 please. No home. We go to să le luăm banii. Doamna foarte drăguță, la un moment dat a zis după 16 nouri când venea să mă strâng de gât, a zis yes. Aici am parut să nu ne înțelegem și să nu ne culcem la ușă. Să-mi dormim pe prispă. Știi că a mai fost un domn acum o zi care ne culca pe prispă afară? Zis, outside or inside? Ca să știm cum și-am ne zis la amândoi, în cor. Like in the house? Or outside in the house. N-ai bine, n-ai bine. A prins-o. Și-a deschis ușa? Ce să vezi? Era ca afară. Mare casă. Mare de tot. Intau. Nu-i ca ideea. Să... Yes. Doamnele din casă să... Avem două doamne care se împușcă. Știm dacă vor să ne mănânce. E cam ciudată fi să Google, e ceva din Anabel. Din Anabel 8. Știi Anabel 8? A zis că ne mănâncă sau că e mâncă. Dar noapte ne dăm mare lopată în gură. Treaba ta. Ok. Ok. Two times. Te acoperi cu mănușa.
Deci aici te acoperi cum... Nu, tu ridici capul, nu te ridici cap. Tu ridici mâna, ok? This is? Kickboxul ăsta sau ce? N-am făcut în viața mea așa ceva, știi? Adică, na, mai mult de câteva scări n-am urcat. Ca și sport. Aruncat-o cu privirea. Machu! Machu! And this? Machu! Ok, good. Deci totul e oricum cu, cu coreografie, nu știu, cu cap. Ok. Machu! Machu! Eu am mai făcut asta la sală, fac destul de des, aerobox, tocmai pentru că asta este una dintre tehnicele cele mai noi pentru tonifiere. Recunosc că mi-era puțin teamă de cum lovește Ana să boxăm. No! Sus mâinile! Here? Ok. Ana? Da. Nu mai ține coatele așa. Așa? Ok, okay. Like fetele au tendința să lovească așa, ca niște... Eu... Mie-mi cad mâinile când îmi pui chestia aia, scumpă. Sedu. Dacă iei mâinile de la față, îți prinzi un pumn în față, direct. Mâinile la față. La mine era mai simpluț un pic, pe când... Ralu se descurcă mult mai bine decât mine, asta e clar, și eu am mai mult de studiat. Auzi? 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 Când faci asta, nu te mai lăsa așa pe spate. Cât te dezechilibre, fă mai aici. With the back. Like, vezi? Și nu contează să dai foarte tare pe moment. Nu contează să dai foarte tare, cât contează să lovești corect. Uite că e aici. Mamă, good, thank you, good. This is very good. Iar dormim pe gresie? E bine că spiră? Eu mă înalț în această emisiune, că dacă dorm pe nu mai sunt cocoșat, deci ajung la 1,80-1,82. Ia uite ce... Wow! Ce să zic, genunchiarele alea mai am în geantă? Că nu pot să mă las pe bordură. Very good. Ia să vezi. Ia uite-l. Mamă, ce mișto. Știi că spaia genea are pe lustră? Nu. Și aici. De am văzut și eu. Ia. Mare paianjen. Mamă, paianjen. Mare paianjen. Ne-a pus exact unde să hrănesc ei. Da. Aici să hrănesc ei. Direct și te... Diseară suntem Spider-Man, ne vezi pe tavan cum mergem ca șopărlele alea. Deci dacă ferească Dumnezeu, eu nu nimeresc în seara asta întrerupătorul și dau drumul la aia. Deci dacă dau drumul la elice aia, zboară toți paianjenii și liliecii care sunt în satul ăsta. Deci mâine ne vedeți pe amândoi, dormim pe tavan. Că o să avem asta pânji de paianjen. Ce avem? Pânjii de paianjen. Așa, să stăm. Lipisca... Oricum, cred peste că tot e bună în gură, cred că ne ascultă. Da. E foarte frumos aici. E, e paianjenul mic și puțin. Hey, here. Întoarce, era altceva. Da. Are o pisică. Asta să vei vedea. Tare, cum să stai așa în jegul ăsta, să nu dai tu o cârpă de praf? Noi nu avem praf acasă, un cavaș cu cavaș. Băi, când vezi praful ăla pe mobil așa, păi să-i cu limba dai. Deci eu nu mai vreau, eu nu mai cer paia mea niciodată. Că mai zici, ce e tu, plăne? Ce-ai făcut toată ziua? Uite câta praf e. Uite câta praful e, invizibil. Eu când o să văd un paiangăn în casa mea, îi dau de mâncare. Pa, cuvântul meu, îi dau de mâncare. Haide, haide, dă-te așa că să ias. Să se aducă în gât. Aia era cina noastră? Tocmai am salvat pisica aia, că am zis că nu vrem să o mâncăm. Era pe listă. Andrei a salvat-o. Da, eu am zis că nu vreau să mănânc. Cum a auzit pisica că nu vreau să mănânc? A început să-mi iau unii... De-aia ești așa fericită, fără... Da, da. Uite că intră o mănâncă cu... O mănâncă cu uite. Când a zis că nu mai mâncăm, a zis... Eu cred că era pusă la dospit. Știi ce face? Ce au zis oamenii? Pisica bate mătărie acum. Doamne, mă călești cu rară. Era pe cuvântul meu de nu era micul dejun, cu tot cu cină. Are răbdare asta, că de asta a ghelit. Asta a ghelit că a stat de vorbă cu foarte mulți tâmpiți. Ador pe ăla că îl strâng de gât, că nu mă înțeleg cu ăștia. Are răbdare. De asta e am omul meu înăuntru. Te sper că te descurci, auzi. Dacă faci rost de o saltea, ești bombă. O saltea. You have? Fă rost de o saltea, că te omor. The Christmas. Where is the Christmas? When? De seama că arată o rază, tu ai început să vorbești cu Moș Crăciun, să aducă o saltea. Dai, mă, că mă respir! Și am început să mă descurc cât de cât. S-a descurcat, dar mi-a era... început să se descurce din ce în ce mai bine, Ana. Ok. Cum n-ai poți să stai, să... că așa în chestia alea poți să dai, că nu lovești pe nimeni. Dacă o să încep să dau într-un om, nu știu dacă o să pot să fac asta. Nu putem să ne batem cu oricine ar fi.
în halul ăsta. Nu. Eu nu o să dorm seara asta, pentru că vreau mâine să mă lupt cu Raluca. Ah, sorry! Deci dacă tu nu faci mie pe Ana mâine praf și tu poți lucrul ăsta, tu ce, eu mă obosesc degeaba. Deci toată munca noastră, adică se duce cum ar veni degeaba. Da, bine. Ai înțeles ceva? Da, da. Și cam asta a fost. Yay! Mi-e cam frică, sincer, de ziua de mâine. Dacă ele dau... O să zic, scuze-mă, eu nu pot și o să plec. Știi de ce e bine că am ajuns la muleta asta? Că mâncăm? Că mâncăm, da. Bine, sper să nu fie o bătaie de aia, să plecăm de acolo vineți, să plecăm cu un ochi scos afară, cu dinții căzuți. Sper să fie o chestie așa. Prietenească, totuși. Dragii mei, bine ați venit la masă. La cooking show. Cooking, chef, picking. La cuțite. Astăzi, pentru ziua de astăzi, vom mânca în sfârșit. Pâine, în sfârșit, cu ceață. Pește. Nici o masă fără pește. Pește. Mi-aduc aminte de sucuri. Mai ții minte? Erau niște sucuri la cutie? N-am mai văzut. Mă arată bine, cucule. Come? E bun? Fața ta spune cam multe. Băi, băi, nu se poate, mă, și ceva, mă, să trăim până... Trăim cu... cu canalizare. Cu aer. Să mă canalizare, Google. Imaginează-ți că mănânci curcan. Nu m-am bucurat la conservă toată viața mea, cum mă bucurat. Era bună mâța aia. Să știi, era măcar mai suculentă. E jurat în lege. Cum am făcea crispy. Crezi că o făcea crispy? Da. Crispy strips. Ia uite ceva. Ia. Ia vă bursa, cum am. Ia mă că ești gure, ești tu. Ia uite bă, săraca, bă. Ia mă că ești gure. Extraordinar. Ia niște chihuahua de-astea. Mamă, cum mi se văd coasele, așa ceva n-am văzut în viața mea. Uitați-vă, băi, nene, bă. N-am mâncat niciodată câinele ăsta, bă. E moarte de foame, bă. Bravo, tata, bravo! Uf, să da, că de ea. Doamne, ferească de Dumnezeu. Ia, tata. Da. Pentru a doua noapte în Thailanda, toți dorm în același oraș. Mâine dimineață avem meci mare cu pumn, picioare și fete. După, cursa continuă către Ayutthaya. Ce va mai fi, vom vedea. Și să dormim priviți. Color sau alb-negru? Știți cum să dormim privit? Da. Nu știți, aflați seara asta. Uite așa să dormim dacă privit. Simți o respirație în ceapă, e gros. Sări. Dau copii și-o fi sărim amândoi. Băgule, să nu te lași. Uite așa. Ați aia mică râde, ne mănâncă. Ați dormit vreodată priviți? Aia mică ne mănâncă. Uite așa. Seara asta e creepy. Una e nemâncată și alta e ne... mâncat. Nu intrăm în detalii, că nu vrem mai trebuie. Nempăturită. Și e singură. A dat drumul ăla foarte tare. A plecat? Am vâjit capul. A plecat? Nu, una singură a plecat, asta mică a rămas, atacă prada. Jur pe viața mea că eu chem poliție. Eu hărțuit n-am fost viața, dar nu vreau să fac. Gogulinele. Ne-a luat? Ne-a luat. Auzi? Vino. Noi dormim așa, în caz de ceva neapărăm. Lasă așa. Mai bine mă mănâncă decât să mă violeze ei. Ai prins-o? Nicolae, zic ce mi se întâmplă. Și cu spatele, bocnă mă trese. Gogule, e până aici. Eu nu mai dorm. S-a furat. Du-te de aici. Du-te de aici că eu nu mai dorm. Știți că era un taximetrist care a fost violat? A fost un taximetrist la un moment dat care a fost violat. Deci a luat și un levier în nas, de la nasul pandajat, l-a bătut și bătut. Ala o să fie istorie. Ala o să fie istorie. Ala e minciună. Pistol cu apă. Noi scriem istoria în seara asta. Pușcă cu capse. Noi o să fim adevărații campioni, că ne mănâncă asta mică, ne face. Dar nu mă las, jur. Am două stai cu minte, că nu mă las. Să-l la bătaie, dacă o fi. O spar cu bătaie.
Eu n-am considerat nicio secundă pe niciunul dintre ăștia prietenii mei. Acum nu trebuie să demoralizez pe toată lumea. I-a dat un picior în cap și a vrut să o calce pe cap. Pe câmpul de luptă, nu ai cum să te distrezi. Au, 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 am nasul meu în față. Nu e schimbarea la față. Ce e bozna mișto? A urmat măcelul.